Muncitorii de la ACET au lucrat fără întrerupere timp de 24 de ore în condiții extrem de dificile pentru remedierea unei avarii. Bun găsit tuturor, sunt Narcisa Marian, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Aproape 130 de elevi au participat la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie. Înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i-a conferit premierului României Ordinul Crucea Bucovinei. Și Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne, judecător militar și autor al mai multor cărți, a murit la vârsta de 71 de ani. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Muncitorii de la ACET au lucrat fără întrerupere mai bine de 24 de ore ca să găsească și să înlocuiască conducta de canalizare avariată care a provocat surparea asfaltului pe bulevardul 1 Mai chiar în fața primăriei Suceava. Lucrarea a fost dificilă și a generat tensiuni între conducerea primăriei și conducerea ACET. În timp ce viceprimarul Lucian Harșovski a acuzat pe muncitori că au intervenit cu întârziere, reprezentanții ACET au transmis că au găsit în canalizare bucăți de bitum de la asfaltarea bulevardului principal. Semnele avariei de la conducta de canalizare de pe bulevardul 1 Mai din municipiul Suceava au apărut în cursul zilei de vineri. Atunci, viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, ar fi semnalat problema la ACET. Pentru că muncitorii nu erau ajunși la fața locului în seara zilei de sâmbătă, Lucian Harșovski a transmis un mesaj contondent conducerii ACET. Eu am spus tuturor, ori ne facem treaba, ori plecăm acasă. Dar nu noaptea asta, trebuia azi noapte. Azi noapte trebuia intervenit. Azi noapte, că de azi noapte e avaria. Dacă eu stau și am 45 minute când sunt aici, n-am venit un utilaj. A venit o mașină cu un girofar, și trebuie să uite. Domnul director, eu vă spun un lucru. Aveți termen până luni să rezolvați problema. N-ați rezolvat problema, care a greșit pleacă acasă. La scurt timp de la apelul telefonic, muncitorii de la ACET au venit pe bulevard ca să remedieze avaria. Unul dintre aceștia a spus la fața locului că problema ar fi fost cauzată de fapt de firma care a asfaltat principalul bulevard al Sucevei, întrucât în canalizare s-au găsit bucăți de bitum. Deci totul clar, este bitum în canalizare. Încă o dată, vă rog. Ce așa greu? Dar ce poți fi altceva? Bitum, asfalt. În canalizare, domn, mereu și vedeți. Că și colegii mei sunt acolo, îi deschis capacul, mereu și vedeți. Nu, deci asta se întâmplă pentru că s-a asfaltat noaptea. Păi așa, părerea mea personală, da. Păi n-avea de unii bitum. Nu astea de câți ani lucrați în domeniu? 36 de ani. 36 de ani, deci aveți o altă expertiză. Ce vârstă aveți? Cam acolo. Mulți. Am fundat canalizarea? Corect, duceți la județul, căminul încă o dată vă explic. Căminul, că i-a cuprit cu asfalt. Omule, căminul încă o dată mi-ai. Uite, căminul îl bag colegii mei să vede bitum. Ce așa complicat? Bună seara! Să trăiești! Lucian Harșovski! Laurin, pe el! Noi ne-am mai întâlnit! Da, și... Aveți rezolvat o problemă? Da, și... Hai să o rezolvăm, vă rog! Încercăm! Încercați și rezolvați-o! La părere suntem buni toți! Da! Aveți de intervenit! Unii problema, suntem aici toți și filmăm și vedem care e problema! Problema nu se rezolvă filmând! Nu filmând, că eu nu filmez! Da. Eu nu filmez! Și luați și fără declarații, vă rog frumos, apucați-vă de treabă! Muncitorii au găurit asfaltul în mai multe locuri până au reușit să găsească avaria. Ei au lucrat fără întrerupere timp de 24 de ore în condiții grele. Atât primarul Ion Lungu, cât și viceprimarul Lucian Harșovski au supravegheat lucrarea. Cum e, băieți? Tot așa ca seară? Ați găsit unde? Mai puteți? Toată noaptea asta, nu? Bună dimineața! Așa cum am spus, vă țin la curent cu ceea ce se întâmplă. Suntem pe bulevardul 1 Mai la intersecție cu strada Universității, unde vineri seara a apărut o surpare. Au intervenit cei la ACET după o zi. Uitați că încă sunt aici, au o noapte de când lucrează acești oameni. Cred că deja le este foarte greu, dar se pare că au găsit locul unde este avaria, e chiar unde a apărut prima surpare în teren. S-a lucrat toată noaptea și, așa cum se face, la o adâncime de aproximativ 5 metri s-a găsit o coloană de canalizare, o conductă de canalizare practic ruptă în două, de la, mă rog, greutatea asfaltului, a bolovanului care s-a găsit acolo, probabil tasarea în timp care s-a produs, a traficului care este în zonă și încercăm să reprindem cât mai repede această avarie. Eu sper ca oamenii care lucrează aici astăzi să rezolvăm această problemă în așa fel încât în cursul zilei de mâine să putem aduce cât de cât terenul la starea inițială, să nu mai fie probleme cu traficul în zonă. Da, este un eveniment neplăcut din păcate.
Noi am făcut tot ce am putut din punct de vedere al primăriei, am atras fonduri europene, dar se pare că nu toate conducte au fost schimbate, pentru că au fost proiecte europene care prevăd doar extinderea conductelor de apă și canalizare, așa cum am făcut în cartierul Burdujeni-Sat, în cartierul Ițcani și mai puțin a magistralilor care au anumite vechime și sigur o să trebuiască împreună cu cei de la CET, cu operatorul județean, să facem o strategie în oraș, acolo unde sunt puncte vulnerabile, cum este și acesta de aici, să luăm măsuri, să înlocuim o parte din conductele care sunt vechi de canalizare și de apă de la caz la caz. În dimineața zilei de duminică, Lucian Harșovski le-a adus cafea caldă muncitorilor de la ACET. După finalizarea lucrării, asfaltul de pe Bulevardul 1 Mai va trebui să fie adus la starea inițială. Conform declarațiilor directorului ACET, Ștefan Groza, conducta de canalizare problematică a fost fracturată în două locuri pe o distanță de 6 metri. Ștefan Groza a explicat că din canalizare au fost scoase, pe lângă alte obiecte, bucăți de bitum și de beton care provin de la operațiunea de asfalt. El a arătat că înainte de asfaltare, gurile de canal ar fi trebuit să fie acoperite cu cartoane. Aproape 130 de elevi au participat la etapa județeană a Olimpiadei de Religie. Au fost elevi de clasele 5-12 din 61 de unități de învățământ din județ, pregătiți temeinic pentru acest nivel al concursului. Cei care vor obține cel mai mare punctaj pentru fiecare nivel de clasă se vor califica la etapa națională a Olimpiadei de Religie, care va avea loc în perioada 8-12 mai. Profesoara Daniela Ceredev, inspector școlar pentru religie la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, este cea care a subliniat pregătirea temeinică a elevilor pentru concurs. Ne-am bucurat să descoperim în lucrările lor conținuturi extrem de complex abordate, bine documentate, pe scrierile Sfinților Părinți, dar pe și pe autori contemporani. O bibliografie deloc limitativă, pe care au accesat-o împreună cu profesorii lor. Conferențiar universitar dr. Vasile Timiș, inspector general pentru disciplina religie în Ministerul Educației, a subliniat că Olimpiada este o competiție de excelență care cultivă aptitudinile elevilor pentru disciplina religie și le oferă oportunitatea de a-și exersa și demonstra competențele generale relevante. Ne onorează faptul că la nivel național am avut posibilitatea să organizăm și în acest an Olimpiada Județeană de Religie, ca mai apoi să avem Olimpiada Națională de Religie pentru cele 14 culte care desfășoară educație religioasă, la care se adaugă și 10 tipuri de seminarii, licee vocaționale, teologice. În ceea ce privește valențele și implicațiile educației religioase, putem să spunem că ele sunt asumate și conștientizate de către tineri. Este suficient să amintim faptul că în urmă cu 24 de ani propuneam timid o Olimpiadă interjudețeană, iar astăzi avem ca participanți aproximativ 12.000 de elevi din toate județele țării, după ce în urmă cu o lună am avut un concurs desfășurat online organizat de către echipe catehetice, profesori, preoți de diferite confesiuni, la acel concurs participând peste 12.000 de elevi de pe toate continentele lumii. Anul acesta, elevii participanți la Județeana de Religie au primit icoane și cărți publicate la editura Crimca, cu sprijinul înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților și al unui sponsor din domeniul construcțiilor. Olimpiada de Religie înseamnă pentru mine tot ce este mai scump și mai drag. Este momentul în care mă dedic total lui Dumnezeu și tot ce scriu, scriu pentru El, tot ce învăț, învăț pentru El. Este momentul în care simt că sunt cel mai apropiată, cel mai aproape de Dumnezeu și pentru mine este o mângâiere. Olimpiada de Religie combină și abilitățile de limbă și comunicare cu cele de cunoștințe teoretice specifice disciplinei, fapt ce îmi face mie o plăcere deosebită, pentru că pot să combin astfel cunoștințe din diferite sfere și să reușesc să aduc în fața corectorilor o lucrare, sper, destul de bună. Am ales pentru a treia oară consecutiv să particip la Olimpiada de Religie pentru că este o bucurie pentru mine să învăț atâtea lucruri frumoase despre Dumnezeu și cu fiecare noțiune nouă pe care o învăț, simt cum mă apropii de Dumnezeu. Elevii cu cele mai bune rezultate se vor califica la etapa națională a Olimpiadei de Religie, programată între 8 și 12 mai 2024. Pentru elevii de gimnaziu, competiția va fi organizată la Focșani, iar tinerii de la liceu vor merge la Piatra Neamț. Peste 2000 de socialdemocrați din județul Suceava au participat la evenimentul de lansare a candidaților PSD pentru alegerile locale și europarlamentare.
Lansarea s-a desfășurat în prezența premierului Marcel Ciolacu și a secretarului general al PSD, Paul Stănescu. În cadrul evenimentului, senatorul Ioan Stan a fost reales președinte al Organizației Județene Suceava PSD, cu unanimitate de voturi. Peste 2000 de socialdemocrați din județul Suceava au participat la evenimentul de lansare a candidaților PSD pentru alegerile locale și europarlamentare. Lansez de la această tribună chemarea către antreprenorii sucevieni de a se implica în administrația orașului. Sunt adeptul unei administrații participative. Propun constituirea unui ligi, club, sfat sau orice al antreprenorilor administratori ai urbii. Prin ei și cu ei putem dezvolta Suceava și rezolva problemele în domenii ca economie, sănătate, învățământ, cultură, sport, mobilitate urbană, ordine, liniște publică și multe altele. Împreună cu ei și toți cetățenii urbii, facem Suceava bine. Jur în fața acestei selecte și valoroase asistenții și a întregii comunități sucevene că așa vom face. Este din ce în ce mai ușor să facem campanie, pentru că avem ce vorbi cu oamenii, avem ce să le spunem, avem proiecte finalizate, avem promisiuni onorate. La Fălticeni am redeschis sau am deschis un spital nou în 2021, nu acum în 2024 înainte de alegeri sau în 2023, imediat după alegerile locale și parlamentare de atunci. La Fălticeni am deschis prima creșă din România cu bani de la cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Tot mai mulți suceveni plecați la muncă în străinătate, fiindcă aici nu au șansa la un viitor mai bun. Mai mult, tinerii ne pleacă din județ la alte facultăți, în alte orașe, la Cluj, la București, și aleg să rămână acolo. Aleg să rămână acolo, fiindcă cei de acolo le oferă o șansă mai bună. Și o să vă prezint câteva date oficiale, câteva realități ale județului Suceava. Suntem pe primul loc în România cu copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Suntem pe penultimul loc în România la nivel de salarii. Suntem pe primul loc în regiunea Nord-Est cu localități fără apă potabilă, 56 la număr. Suntem pe ultimile locuri în România la produsul intern brut, săracul județ bogat. Iar în schimb, ce face în tot acest timp primul gospodar al județului? Așa este. Face hore, strigături, bătucite, în timp ce județul stă pe loc. Suceava se pregătește anul acesta să dea președinte de Consiliu Județean social-democrat și primar de municipiu reședință de județ social-democrat. Le urăm succes și aplaudăm! Și asta, știți de ce? Ca să fim într-adevăr pe drumul cel bun. Sunt încântată să vă anunț, domnule președinte Marcel Ciolacu, că doar într-un singur an am reușit să constituim organizații ale femeilor social-democrate în toate cele 114 localități. Evenimentul s-a desfășurat în prezența premierului Marcel Ciolacu și a secretarului general al partidului, Paul Stănescu. Cum era normal, acum două săptămâni am trecut prin guvern centura de la Gura Cumorului și săptămâna aceasta continuarea de la a șapte Pașcani Suceava în valoare de 9,2 miliarde de lei. Este ultimul pas pentru a închide autostrada până la dumneavoastră. Am mers azi împreună cu domnul Stănescu mai multe locuri și din județ și din municipiu și eu vă spun sentimentul pe care l-am simțit. Așa cum spunea Traian.
oamenii vor schimbare. Valul de schimbare în Suceava a pornit. Din acest moment, totul va ține de dumneavoastră, de munca dumneavoastră, de implicarea dumneavoastră. Și vreau să vă spun că nu trebuie să avem dușmani politici. Noi, Partidul Social Democrat, avem adversari politici. După lansarea candidaților a avut loc conferința de alegeri, în urma căreia senatorul Ioan Stan a fost reales președinte al organizației județene Suceava PSD cu unanimitate de voturi. Avem adversari, care au toată logistica în mână, au președinte de Consiliul Județean, au și prefect, sigur, nu ne-ar fi stricat și nouă să fie avut prefect. Dar așa a fost să fie. Dar cu echipa care o vedeți dumneavoastră aici și mică parte din județul Suceava, înflăcărați, determinați, domnule președinte, domnule secretar general, stimați invitați, vom câștiga alegerile. Prim vicepreședinte al partidului a fost ales deputatul Eugen Bejinariu și au mai fost aleși 20 de vicepreședinți, printre aceștia aflându-se parlamentari, primari, consilieri locali și candidați la funcția de primar. Premierul României, Marcel Ciolacu, a vizitat șantierul lucrărilor de consolidare și reabilitare a ansamblului de clădire ale Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i-a conferit primului ministru Ordinul Crucea Bucovinei și a cerut 20 de hectare de teren pentru construirea unui ansamblu arhiepiscopal, dar și bani pentru plata cântăreților bisericești. Însoțit de câțiva colegi din guvern, dar și de primarul Sucevei Ion Lungu, premierul PSD Marcel Ciolacu a vizitat vineri șantierul lucrărilor de consolidare și reabilitare a ansamblului de clădire ale Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Delegația oficială a fost întâmpinată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar, de membri ai permanenței Consiliului Eparhial și de arhimandritul Serafim Grigoraș, starețul mănăstirii. Înaltul Calinic le-a adresat un cuvânt de bun venit celor prezenți și i-a conferit primului ministru Ordinul Crucea Bucovinei. Ulterior a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă arhiepiscopia. Liderul Bisericii Ortodoxe din județul Suceava i-a transmis premierului că instituția bisericească ar avea nevoie de 20 de hectare de teren pentru construirea unui ansamblu arhiepiscopal. De aceea vă rog să-mi permiteți să supun atenție excelenței voastre doar două dintre aceste greutăți. Lipsa contribuțiilor pentru personalul neclerical la nivel de arhiepiscopie. Sunt foarte multe parohii, iar câteva sute, care din lipsă de fonduri nu au cântăreți bisericești și nici personal de servent. Cea de-a doua problemă ar fi lipsa unei suprafețe de teren necesare construirii unui ansamblu arhiepiscopal pentru a da curs unui firesc istoric și unei fundamentale nevoi privind viața bisericii și a comunităților din Bucovina. Nu solicităm în această etapă restituirea în întregime a fondului bisericesc ortodox român al Bucovinei, care ar presupune 192.000 de hectare, deși ar fi un plus pentru lucrarea bisericii, ci pentru împlinirea dezideratului edificării ansamblului arhiepiscopal, ar fi nevoie de cel puțin 20 de hectare. Dar cel mai important este că un popor
este pierdut atunci când nu mai are credință. Și eu și toți cei care au primit astăzi o distinție din partea Înalpreasfinției voastre, încercăm să apărăm valorile creștinismului. Lucru care nu este tocmai ușor în vremurile progresului, care a adus normal și o deschidere mult mai largă și o încercare de schimbare a valorilor. Anul trecut, Parlamentul României a adoptat o lege prin care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților primea 20 de hectare de teren din patrimoniul stațiunii de cercetări agricole. Însă legea a fost atacată la Curtea Constituțională de președintele Klaus Iohannis, pe motiv că aceasta contravine unor norme și principii constituționale. În final, președintele României a avut câștig de cauză. Iulian Cimpoeșu, președintele USR Șcheia, a fost desemnat candidatul acestei formațiuni politice la fotoliul de primar al celei mai mari comune din județul Suceava, Șcheia. Iulian Cimpoeșu a ocupat funcția de prefect al județului Suceava în 2021, în perioada în care USR a făcut parte din coaliția de guvernare. Iulian Cimpoeșu spune că intră în cursa pentru funcția de primar al comunei Șcheia cu determinare și viziune clară pentru dezvoltarea localității. Acesta și-a început povestea politică în anul 2016, când s-a alăturat USR-ului, fiind atras de abordarea pragmatică și responsabilă a partidului față de problemele societății. Experiența anterioară ca prefect îl motivează să se implice activ în viața comunității sale și să ofere soluții pentru problemele administrative cu care se confruntă locuitorii, transmite Cimpoeșu. El evidențiază că anul acesta marchează un sfert de veac de când s-a stabilit în comuna Sfântul Ilie, iar de atunci a observat și a fost implicat în diverse probleme administrative locale. Neputința primăriei de a rezolva aceste probleme l-a determinat să se implice în politică și să-și dedice timpul pentru a găsi soluții, susține Iulian Cipoieșu. În același timp și-a completat pregătirea academică, absolvind studii în administrație publică la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, ca șef de promoție, ceea ce îi conferă o înțelegere profundă a proceselor administrative și a modului în care pot fi îmbunătățite pentru binele comunității, mai arată candidatul. Privind competiția pentru funcția de primar, Cimpoeșu afirmă că se consideră cel mai pregătit candidat și susține că cetățenii vor recunoaște competența și determinarea fiecărui candidat în a face față provocărilor comunității în secolul actual. În timp ce aduce în discuție necesitatea dezvoltării și modernizării comunei Șcheia, Cimpoeșu se angajează să abordeze problemele vechi și noi cu abordare pragmatică și orientată spre soluții. Oamenii vor pune accent în sfârșit pe competențele fiecăruia dintre candidați pentru dezvoltarea și modernizarea comunei Șcheia la nivelul anului 2024, nu a secolului trecut, a punctat Iulian Cimpoeșu, candidatul USR la funcția de primar al comunei Șcheia. Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne, judecător militar și autor al mai multor cărți, a murit la vârsta de 71 de ani. Cariera sa a cunoscut o ascensiune remarcabilă, fiind numit ministru de interne în guvernul Petre Roman în perioada 1990-1991. A jucat un rol esențial în reformarea sistemului de justiție din România postcomunistă. A contribuit la consolidarea statului de drept și la respectarea drepturilor omului. În martie 2022, Doru Viorel Ursu s-a aflat pentru ultima oară în mijlocul sucevenilor la un eveniment în cadrul căruia și-a lansat două cărți. Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a domnului Doru Viorel Ursu, o figură marcantă a vieții politice și juridice românești. Doru Viorel Ursu s-a născut la Drobeta Turnu Severin pe 1 martie 1953. A absolvit Facultatea de Drept din București în 1976 și a activat ulterior ca procuror la Procuratura Sectorului 2. Cariera sa a cunoscut o ascensiune remarcabilă, fiind numit ministru de interne în guvernul Petre Roman în perioada 1990-1991. A jucat un rol esențial în reformarea sistemului de justiție din România postcomunistă. A contribuit la consolidarea statului de drept și la respectarea drepturilor omului, se arată într-un comunicat transmis de familie în dimineața zilei de 14 aprilie. Pe lângă cariera sa politică, Doru Viorel Ursu a excelat și în domeniul juridic. A fost judecător militar și ulterior conferențiar universitar la Facultatea de Drept din București. A publicat numeroase cărți, printre care Colivia cu ciori vopsite, Sânge și carne de om, Ministru de interne, radiografia unei lovituri de stat, Ministru de interne, început de sfârșit,
Șahmat la România, țara ultimului soldat și umbre, prin care a demonstrat o profunzime a gândirii și o pasiune pentru domeniul juridic, mai transmite familia. Doru Viorel Ursu a fost un om de onestitate impecabilă, un patriot convins și un luptător pentru democrație. Moartea sa reprezintă o pierdere majoră pentru România și pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat. Familia îndurerată va anunța locul de depunere, data înhumării, și roagă opinia publică să manifeste discreție cu privire la acest trist eveniment. Se mai arată în comunicat. Prezent la mai multe emisiuni ale televiziunii Intermedia, Doru Viorel Ursu s-a aflat pentru ultima oară în mijlocul sucevenilor în martie 2022. Atunci, la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, prin Biblioteca USV, alături de televiziunea Intermedia, a fost organizată o dublă lansare de carte în prezența autorului, avocatul, fostul judecător și ministru de interne, Doru Viorel Ursu. În umbra recentelor conflicte din Ucraina, gazdele, invitatul, dar și publicul, au punctat câteva dintre momente istoriei din ultimii 30 de ani ai României. Ceea ce se întâmplă astăzi, Zbigniew Brzeziński, consilier de taină și politic și pentru siguranță, al lui Jimmy Carter și cred că și al lui Bill Clinton, spunea că tot ce se întâmplă e din etape dinainte de mâine. Și aceste etape visează în principal supremația mondială a statelor Unite. Pentru una sau mai multe generații. Pentru asta trebuie. Brzeziński spune, nu eu. Identificate statele potențiale și acapararea elitelor lor. Marea tablă de șah pe care domnii politicieni români trebuia să o citească încă din 1995. Pentru că pe partea cealaltă vine Toffler, cu celebra power shift, puterea mișcare. Tot cam acum 25-30 de ani, care spre pomenirea se îndreaptă pe traiectorii dinainte stabilite. Și că prăbușirea comunismului și URSS-ului sunt simple ciondăneli, zice Toffler, față de giganticele bătălii pentru supranație mondială care vor urma. Omul e nimic. Nu omul interesează pe cei pe care Toffler îi numește gladiatorii globali. Mai vine Samuel Huntington, profesor universitar, Columbia University, Massachusetts Institute of Technology și așa mai departe. Care spune că pentru epoca modernă caracteristică e ciocnirea. Ciocnirea civilizațiilor sau reformarea ordinii mondiale. Și el observă că, de fapt, confruntarea vine între trei mari puteri de pe continente diferite, cu religie diferită și cu sisteme economice. Și marea surpriză care, după părerea mea, vine pe turnant e China. Deci, aceste puteri, pe de o parte Statele Unite, pe de altă parte Rusia, dar iată că și China își dispută, din păcate, sub forma generală a războiului hibrid, supremația mondială. Nu există mai multe istorii ale aceluiași neam, doar neamuri care își ucid din timp în timp istoria, spunea Doru Viorel Ursu. Echipa de rugby sub 20 de ani a liceului cu program sportiv Suceava s-a calificat în finala campionatului național. În semifinale, jucătorii pregătiți de Codrin Prorociuc și Mihai Coca au câștigat duminică pe terenul formației CSM Constanța cu scorul de 16-17. Echipa antrenată de Codrin Prorociuc și Mihai Coca a condus la pauză cu scorul de 3-10, după ce Fabian Beleca a reușit un eseu, iar David Bălan și-a trecut în cont o transformare și o lovitură de pedeapsă. Motivație maximă!
Gazdele au întors situația în favoarea lor în debutul reprizei secunde la 16-10. Sucevenii au marcat eseul decisiv în ultimul minut al întâlnirii prin Răzvan Ivanovici. David Bălan a transformat de pe con, iar CSM Constanța ale PS Suceava s-a terminat 16-17. Vă mulțumim tuturor pentru susținere și vă așteptăm la București alături de noi. Mulțumesc oamenilor care ne-au susținut necondiționat, a transmis antrenorul Codrin Prorociuc. În marea finală, care va avea loc duminică pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, LPS Suceava va înfrunta formația Rapid București. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio se află jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit. Bună, Oana, bine m-am regăsit. Știu că ai vorbit vineri cu Cătălina despre lansarea candidaților PSD, un eveniment care a avut loc în municipiul Suceava și la care a fost prezent și premierul Marcel Ciolacu. Dar a fost un eveniment atât de mare încât trebuie să vorbim 3 zile și poate chiar 3 nopți. Da, nu, noaptea eu zic că dorm, de când o să stau. Vorbești despre PSD. Adică mai visez niște din astea cu partidele, cu acum cu situația asta, cu precampania electorală, dar eu credeam că o să începe așa, că a avut loc o conferință de alegere a PSD și lansarea candidaților pentru primăriile localităților mai mari și pentru Consiliul Județean și pentru europarlamentare, la care ai participat și tu. Da. Asta știe lumea că a fost Marcel Ciolacu, dar lumea trebuie să știe că ai fost și tu în sală. Foarte important, nu puteau telespectatorii noștri dacă nu știau. Nu, că te-am văzut în fotografii, stăteai aici pe acolo, pe jos, sala arhiplină. Am comentat câteva, nu vreau să mă mai repet, dar într-adevăr este greu să aduci atâția oameni, să aduci 2000 de oameni sau câți erau și mi-a zis cineva, ori tu, ori altcineva, că mai erau oameni afară. Da, eu ți-am spus că erau oameni afară, așa. Deci sala era de încăpătoare, era prea mică oameni, pentru numărul. 2000 și ceva de oameni, chit că i-ai adus din tot județul, e un efort. Mai ales în ziua de astăzi în care lumea nu mai este așa. Bun, ei erau activiști de partid, dar și activiștii de partid nu mai sunt ca în alte vremuri, veneau unii chiar de plăcere, ca să spun așa, mă, cam trebuie să-i împingi de la spate. Bun, dacă stai să-i aduni primarii și cu consilierii locali, care se presupune că vor ieși, poate se adună, dar nu cred, știi, un număr atât de mare. Deci efortul a fost mare, am comentat aici că a venit Marcel Ciolacu, că era normal, pentru că Suceava este un județ important în țara asta și organizația este importantă. După aceea nu trebuie uitat că președintele Consiliului Județean este domnul Futur de la PNL, și nu puteai să vii dacă nu era un personaj atât de cunoscut, ziceai, a, mă, că vă descurcați. Dar ca să dai un imbold partidului sau așa. Și domnul Ciolacu, am văzut că era cu fotbal, cu domnul Grindeanu. Dar nu știu ce se întâmplă, fac o paranteză. Te rog, te rog. Că a făcut domnul Ciolacu paralela aia cu antrenorul Gasperini de la Atalanta. Atalanta a bătut-se joi, parcă a fost meciul, pe Liverpool cu 3-0 acasă la Liverpool, o surpriză foarte, foarte mare. Și spunea domnul Ciolacu că a văzut meciul cu Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu e fan Liverpool. Și era foarte supărat că l-a bătut Liverpool, evident. Și a zis, domnule, și l-a întrebat Marcel Ciolacu, domnule, dar cine e? Lasă-mă antrenorul ăsta bătrân. Gasperini are 66 de ani, nu e chiar bătrân. Adică nu contează vârsta, referitor la Ioan Stan, care da, și el 60 de ani. Și adică principalul e să fii un antrenor bun, nu contează vârsta. Și de-aia a spus lui Ioan Stan că el e antrenorul să scoată echipa la treabă, să-i pună pe jucători în ea. Și că dacă lucrurile merg prost, vor schimba antrenorul. Da, păi de antrenorul se schimbă peste tot, asta e, dar nu schimbi jucătorii. Mai greu, adică îi schimbă. Dar prima măsură care se ia la orice club, schimba. Și ce vreau să spun, că ieri
Liverpool, echipa domnului Grindeanu, a bătaie acasă la Crystal Palace în campionat, surprinzător, echipă de pe locul 14, Liverpool era pe locul 1 și a picat pe locul 3 din cauza că a luat bătaie surpriză din nou. Deci două bătăi una după alta, surprinzătoare, domnul Grindeanu cred că aduce ghinion Liverpool. Da, nu mă așteptam să ajung la concluzia aceasta, te-am urmărit cu mare atenție, deci așteptam un final optimist, dar nu. Spune-mi, te rog, după, ca să rămânem totuși în nota ta, după un astfel de eveniment se mai produc transferuri de la o echipă la alta? Pentru că vedem că unele partide anunță niște candidați și apoi după o săptămână sau două candidații respectivi anunțați de partidul, de anumite partide, îi vedem candidând partea altor partide. Adică se mai produc transferuri? Da, se produc transferuri, dar acum în perioada asta la un nivel mai jos. Adică nu o să vezi candidații de primar care au fost lansați acum când a fost domnul Cioracu, Vasile Râmbu, Cătălin Coman și așa mai departe. Domnul Andrunache de la Reduți. Trecând în partea altă, exclus. Sau să treacă Larisa Blanar, care președintă organizației de femei pe lista europarlamentară. De și ce? Care să știi că a avut un discurs surprinzător de bun. Da, deci chiar am fost surprins. Și George Șoldan, care candidat la președinția Consiliului Județean 1, să treacă. Nu, să mai trec eșaloane astea și probabil e posibil să mai treacă și pe la comune, la primării. Știi? Dar ce s-a prezentat acolo rămâne acolo, dar să nu se îmbolnăvească, să nu știu, să nu se întâmple ceva, dar rest nu. De vineri până astăzi ai primit vreun comunicat de presă de la ISU Suceava? Cu privire la numărul mare al participanților, nu. Știi că a fost depășită capacitatea să... Nu, ISU Suceava intervine numai când e concert de mandoline. Mă gândeam că poate n-au intervenit... Ai văzut vreo mandolină pe aici să închide? A fost concert? Nu. Atunci, s-a cântat totuși Deșteaptă-te române, adică... Atunci regulile astea pe care le aplică ISU în cadrul cluburilor și când sunt prea mulți cetățeni într-un loc, nu, la concert de mandoline, la muzicuțe, la xilofon sau la din astea. Dar aici nu s-a cântat la mandolină, așa că nu. Mă gândeam la o intervenție post-eveniment, știi, că dacă n-au participat... Și acum este, așa, că mai glumim, mai spunem așa, dar e o perioadă extraordinar de sensibilă și să vii să amendezi un partid politic, oricare ar fi el, și chiar din opoziție, ar fi o mare gafă, nu să fim serioși, nu... Da, sala respectivă a fost neîncăpătoare. Da, cred că e cea mai mare sală din oraș. Eu n-am fost în sala aia, dar ce am văzut în imagine, cred că e cea mai mare din oraș. Da, e o sală de festivități. La un moment dat așteptam să coboare tortul din tavan. Mireasa fără să tort. Spun. Mireasa, tortul, absolut, da, pentru că na. Dar da, au dreptate și au dreptate și cei de la PSD care spun, domnule, aveam un număr mare de participanți și n-am găsit o altă sală. Aceasta era cea dar mai mare. Dar nu este, e cea mai mare. Dar știi cum trebuia să fie ca la nuntă la țară, cum era pe vremuri, nu știu. Parcă eu am fost la tare, am fost la vreo două. Știi, venea rândul, unul, supăne, și un rachiu, hai, următoare, știi? Așa și aici, intrau primii 1000, după aia ați votat acasă, dar trebuia să vorbească domnul Ciolacu de două ori. Da, nu, lansarea asta, da, în campanie electorală, oricum, PSD-ul e cel mai mare partid. Față de alte evenimente, acesta... Ca număr de membri este cel mai mare și trebuia să facă demonstrația asta, să umple o sală. Pe lume, ce zicea? Uite mă, ăștia nici la ai lor, când își aleg președintele, nu e sala plină. Și PNL-ul, cu siguranță, o să facă așa o lansare, o lansare de genul ăsta și o să vină domnul Ciucă sau cine o să vină la Suceava. Tot cu sala plină, tot cu discuții. Poate în aer liber. Poate vor să aducă mai mulți oameni. Poate vor fi 5.000, nu 2.000. Și atunci nu avem o sală potrivită. Că polivalenta nu este gata. Da, poți să o faci pe esplanadă, unde în altă parte. N-ai unde, Sorine. Nu ai unde. La zona de agremen la Pascevi. Da. Spuneai că Marcel Ciolacu a luat cuvântul de două ori la acest eveniment, dar să știi că a mai luat odată cuvântul la Mănăstirea Sfântului Ioan, unde a fost într-o vizită, unde a fost întâmpinată de înalt preasfințitul Calinic și de primarul Sucevei Ion Lungu, unde a primit o distinție din partea înalt preasfințitului Calinic și unde a auzit că înalt preasfințitul Calinic ar avea nevoie de 20 de hectare de teren, nu pentru el, ci ca să construiască o arhiepiscopie de la zero. Din asta, un ansamblu arhiepiscopal. Așa. Eu am scris și astăzi, am avut o tabletă la radio și două chestii, nu foarte mult. Eu, oricum, an de zile am abordat subiectul ăsta și la radio și în jupunul și aici, referitor la pădure. În altul, Calinic a spus la un moment dat că
domnule prim-ministru sau cum mi s-a adresat, excelența voastră, uitați, noi vrem 20 de hectare. Dar nu, uitați, dacă ne dați 20 de hectare, deocamdată nu le vrem pe alea 192.000, care sunt ale noastre. Ei, nu e așa. Deci, nu știu dacă domnul Ciolacu știe sau cineva din anturajul lui știa, și chiar dacă știau, cred că nu era momentul să spui în curtea mănăstirii să te iei prin astea. Dar, în altul Calinic, care pe vremea când în altul Pimen, Dumnezeu să-l odihnească, se zbătea cu Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei, o fundație privată, să pună mâna nu pe 192.000 de hectare, pe 166.000 de hectare, în altul Calinic era la Iași. Habar n-avea, sau poate citea și prin ziare. Ce să dea în judecată ce? Că ce? Păi a fost proces, au fost N procese și în 2017, parcă, în februarie, a fost capătul, definitiva, nu primește nici Fondul Bisericesc Ortodox al Bucovinei, nici Arhiepiscopia, nici o pădure. Și nu sunt 192.000, sunt 166.000. Deci pot să ceară. După aia am reamintit așa că tot datorită, cred că e corect datorită, că era campanie electorală în 2004, în altul Pimen, zicea, domnule, pădurea, dați-ne-o că a fost a noastră, guvernul Năstase, ca să ia presiunea publică pe care o făcea în altul Pimen. Știi că apărea în toată presa, uitați în altul Pimen că statul a furat pădurea și așa mai departe, să dea pădurea înapoi, a dat Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților câte 30 de hectare de pădure pentru fiecare lăcaș de cult existent la data respectivă. Și erau 550 de lăcașuri de cult, ori 30 de hectare, 16.500. Alea sunt bine mersi și în continuare. Le-a dat așa. Da? Deci unul la mână. Nu există nicio pădure pe care să o ia în altul Calinic și așa. Nu există. După aceea, iarăși insistă că trebuie să facă ansamblu arhiepiscopal. Hai să fim raționali. În altul Calinic e un om foarte ambițios. Face și lucruri bune, nu spun, nu vreau să jicnesc. Sunt multe lucruri bune, da, pe care le face Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Face lucruri bune. Asta că iar ne întoarce nevul mediu, face mănăstiri. El știe mai bine rânduiala bisericească. Doamne, dar hai să fim un pic raționali. În 2024 să faci un ansamblu arhiepiscopal de 20 de hectare. Am înțeles că e și cu spital, și cu aia, și cu aia, și cu chestii sociale, și un adăpost, un așezământ. Dar să facă o catedrală și mai mare. Pentru o Suceava, catedrala de pe Mărășești, cred că este suficient. Mai faci o catedrală și cu ce? Să, în altul Calinic, nefiind de aici, venit de la Iași după ani de zile, el nu știe că aceasta, sau poate aflat, că această catedrală a început în 90. Da? Adică demersurile și tot. Și pictura nu e finalizată nici... Nu e finalizată nici astăzi, Oana. Și cu câți bani? Și a fost o vreme în care veneau constructorii, se ofereau voluntari să facă donații, să dea mână de lucru, materiale și așa. Și cu chiu, cu vai s-a terminat. Cine îți mai vine ziua de astăzi să-ți dea ție ciment, mână de lucru, ca să ridici o biserică și mai mare? Păi să-l întrebăm pe înaltul Calinic. Da. Hai să fii înțeles. Cu tot cu bani de la guvern, pe urmă vine, dai pământul, pe urmă zice să dea guvernul bani, să dea primăria, să dea Consiliul Județean. Deci hai să fim un pic raționali. Știi, n-are în 2024 și sunt atâtea lăcașuri de cult în Suceava. Și numărul de enoriașilor nu poți să zici că e în creștere. Că dacă te uiți pe sondajele, opinia nu stau așa. Cred să ne vedem de cât este și de avut grijă ce există. Și nu e puțin. Da. Dacă te duci acum la arhiepiscopie, ai să vezi că biserica este, deci, așa în reabilitare, în restaurare. Te aștepți de la în altul Calinic, în alta față bisericească, să îndemne la cumpătare. Poate gândește în stil mare. Da, bun, una e să gândești în stil mare, dar gândești în stil mare dacă ai cu ce. Păi, poate ai cu ce. Dacă ar fi în țara asta prosperitate, dacă toți enoriașii ar spune, n-ar prea simția voastră, am mai venit la slujbă, dar n-avem unde ne pune cadiacul sau Tesla. Și să-i vezi pe toți enoriașii că-s prosperi, că nu mai pot de... Curge aurul de pe ei, curg hainele de pe ei. Stai că-ți spun acum, că acum au unde să-și parcheze mașinile, pentru că primăria n-a pus la dispoziția arhiepiscopiei un teren, da, știu, și nu face o parcare frumoasă acolo. Dar nu parchează toți Tesla și Cadillac-uri, parchează niște Opel-uri aduse la mâna a doua. Lasă că o să vedem ce se parchează acolo. Da. O să vedem, deci, care sunt mașinile. Eu așa, care...
să invite la cumpătare și să fie un exemplu de cumpătare. Înainte să trecem la următorul subiect, poți să-mi spui, te rog, dacă ți-amintești cam câți bani a dat Consiliul Județean Arhiepiscopiei recent? Nu știu. Dar nu, Consiliul Județean... 2 milioane de lei, dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel. A dat cu inaugurarea aia, dar nu mai știu cât, poate 50 de mii de lei. Deci, când s-a făcut cazinoul Băilor, când a fost sărbarea. Nu, recent, nu cazinoul. Dar nu mai știu, Oana, că... Deci, de la stat se duc sume frumoase către arhiepiscopie. Băi, Oana, e atâta treabă de făcut cu lăcașurile de cult existente. Hai să avem grijă de cele existente și să nu mai începem să facem niște construcții care se termină peste 100 de ani. Pe de altă parte, în municipiul Suceava ar fi nevoie de un cămin de bătrâni, să știi. Sau de un spital de... Bun, dar e acolo, nu are... Nu sunt suficiente locuri. Bun, nu sunt suficiente locuri. N-am zis, dar nu mai facem cu o catedrală. Am înțeles. Va lua așa decizia până eu, la urmă. Așa mă duce pe mine capul. Da. S-a simțit din viață Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne, judecător militar și autor al mai multor cărți. Știu că ai avut o relație da, cu el, o relație l-ați cunoscut. Bună, corect, un om simpatic. Prieten al Sucevei. Da, și pontos are și poantele, și un om care a văzut și a făcut foarte multe și a fost într-o perioadă foarte tulbure, ministru de interne, în guvernul Roman, care a fost primul guvern după decembrie 89, oamenii care l-au cunoscut mult mai bine decât mine și am urmărit niște reacții, toți au avut cuvinte de apreciere. Evident, mai sunt și unii, dar unii care nu îl cunosc, adică nu erau aproape așa, care să aibă cuvinte, știi cum sunt oamenii care le știu pe toate. Dar, în general, au fost reacții bune. M-am uitat de curiozitate să văd peste tot unde a apărut această știre, s-a făcut, a fost audiență, adică au fost multe vizualizări. Și înțeleg că în ultima perioadă a fost foarte bolnav domnul Ursu, și avocat și judecător și autor de cărți. În ultima perioadă chiar a scris foarte mult, dar avea și ce povesti, adică să fii ministru de interne în perioada aia, imediat după Revoluția din 89, e ceva. Și îți dai seama, după aia, datorită poziției pe care a avut-o, s-a învârtit în tot felul de cercuri cu oameni din sfera puterii de-a lungul anilor. Și dacă ar fi spus tot ce știe, nu știu că era bine pentru el. Da. Dumnezeu să-l ierte. Nu știu dacă este o surpriză pentru tine, Sorine, echipa de rugby sub 20 de ani a liceului cu program sportiv din Suceava s-a calificat în finala campionatului național. Da, nu o surpriză pentru mine. Eu am văzut, am fost la un meci cu Ciprian Anton, cu directorul liceului cu program sportiv, acum vreo 3 săptămâni, o lună. Echipa asta e antrenată de Codrin Prorociuc, fratele fostului subprefect de Suceava, Prorociuc, așa pe care îl știi, nu? Da, dar este director la ACET, da, domnul Prorociuc. Și niște băieți foarte, eu am văzut și la gala aia când s-a făcut cu strângerea de fonduri pentru rugby, niște băieți foarte muncitori și chiar am scris așa, era trist. Băieții ăștia, după meci, era câte un sponsor, îi se întâmplă să le dea câte o pizza, că nu sunt fonduri. Și la câte efort de pui acolo, și e greu, un sport foarte greu, măcar de o pizza, nu zic să aibă nu știu ce. E multă muncă și am văzut, i-a bătut Rapid, adică eu am văzut o diferență între Rapid și Rapid București și echipa noastră. E extrem de laudabil faptul că o echipă din Suceava a ajuns în finală, finala pe țară, cea mai bună echipă, o să joace tot cu Rapid în final. Dar este... pentru ei, pentru acești băieți tineri, este ceva să joace pe Arcul de Triumf. Finala va fi pe Arcul de Triumf în capitală și chiar este un rezultat foarte, foarte bun. Văzând meciul pe care l-a făcut cu Rapid, nu cred că o să câștige, nu cred. Da, mai știi ce se întâmplă? Nu mai vești bune de la LPS în ultima perioadă, cel puțin. Păi da, și la handball s-au calificat acum la faza școlară, la Olimpiada Națională, la mai multe sport, nu le mai țin minte pe toate. Ba cu dulăpioarele pentru copiii de clasele 1-4, ba cu performanțele din sport. Nu, dar la bagă sport la școală, au și profesori buni, sunt mulți acolo, da. Am înțeles. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, știrile continuă. CSU Suceava a pierdut meciul disputat sâmbătă pe terenul celor de la CSM Constanța cu scorul de 35-26. Cu 3 etape înainte de finalul sezonului, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu ocupă locul 6 în Liga Națională de Handbal Masculin.
În etapa 23 a Ligii Naționale de Handbal Masculin, CSU Suceava a jucat pe terenul ocupantei locului secund, CSM Constanța. Fără patru jucători de bază, este vorba despre Macaria, Bologa, Ștefan și Târziorul, sucevenii au cedat în Dobrogea cu scorul de 35-26, la pauză 17-13. Cu 7 goluri, Bogdan Mănescu a fost cel mai bun marcator al universitarilor. Echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu ocupă locul 6 în Liga Națională de Handbal Masculin cu 3 etape înainte de finalul sezonului. În primul rând ne-au lipsit 4 titulari. E evident, când avem un lot mai subțire, am băgat niște copii. Cei care suntem mai experimentați, am încercat să ținem ritmul. În momentul în care a picat din punct de vedere fizic echipa, s-a văzut și pe tabelă, a prins elan Constanța. O echipă, din punctul meu de vedere, cu jucători individual foarte valoroși, bine puși în teren, cu relații de joc bine stabilite și e normal să se desprindă atunci când prind un adversar în cădere sau un adversar valoric inferior. Asta e meritul echipelor mari și îi felicit. Din punctul meu de vedere, anul ăsta au avut un sezon până acum foarte bun și eu chiar cred că pot face o figură frumoasă în continuare. Nouă nu ne rămâne decât să jucăm următorul meci de acasă cu CSM București la Victoria astăzi. Trebuie să recunoaștem că nici nu am prea crezut în victorie în condițiile în care am venit decimați, dar asta nu înseamnă că ne-am ferit. Eu zic că, din punct de vedere al atitudinii, a fost în mare măsură atitudinea corectă din partea noastră, dar realizările au lăsat de dorit. Pentru că, așa cum am spus, mă repet, adversarul a fost unul de calibru și e meritul lor că au respectat jocul și pe final, deși s-au desprins, nu s-au relaxat și n-au făcut o românească de aia în care încep să joci la mișto. Ne-au respectat și eu sunt, nu pot decât să le mulțumesc că au fost corect până la capăt. Au contat absențele din lotul nostru. S-a văzut după minutul 40, când ni s-a terminat gazul să te lupți cu o echipă ca și Constanța, cu jucătorii de valoare pe care iau în componență și să poți ține un ritm susținut tot meciul, îți trebuie un lot numeros. Dar eu cred că băieții s-au ridicat la un nivel, au luptat atât cât am putut și cred că le-am dat o replică bună celor de la Constanța, chiar dacă tabela a luat-o un pic înainte, să zic așa, dar atât am putut astăzi. Trebuie să ne autoanalizăm, să ne analizăm ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine și să ne pregătim pentru următorul meci. În etapa 23-a s-au mai înregistrat următoarele rezultate. CSM București, Universitatea Cluj, 31-22. CSM Sighișoara, HC Buzău, 29-29. CSM Constanța, CSU Suceava, 35-26. Putai Saturda, Dinamo București, 35-35. CSM Focșani, Steaua București, 24-28. CSM Vaslui, Politehnica Timișoara, 25-27. Și Minaur Baia Mare, CSM Bacău, 31-29. În etapa următoare, CSU Suceava va juca pe teren propriu cu CSM București. Bucovina-Rădăuți a terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat sâmbătă pe terenul Științei Miroslava. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Ovidiu Murariu s-a distanțat la 4 puncte în fruntea play-off-ului seriei 1 din Liga 3 de fotbal. Bucovina-Rădăuți s-a distanțat la 4 puncte în fruntea play-off-ului seriei 1 a Ligii a 3 după ce a remizat sâmbătă pe terenul Științei Miroslava, scor 2-2. Condusă la jumătatea primei reprize prin golurile marcate de Danale și a Sofiei, echipa antrenată de Ovidiu Murariu a egalat situația până la pauză, prin reușitele semnate de Bejenar și Robert Ciobanu. Putem spune că suntem mulțumiți cu acest rezultat de egalitate, ținând cont că am și revenit după un 2-0. Dar cum încă o dată s-a adeverit că 2-0 e cel mai periculos scor, pentru noi a fost bine. Am rămas pe locul întâi, era clar că astăzi vom întâlni o echipă care va dori victoria, avea nevoie foarte mult de aceste puncte, însă noi am reușit să, atât după ce am primit cele două goluri, să egalăm și repriza a doua să menținem acest rezultat de egalitate. Cu siguranță vor mai fi jocuri foarte disputate, iar cele două locuri, locul 1 și locul 2, va fi urmărit de toate competitoarele. Acum avem un exemplu, FC Bacău învingând pe CSM Bacău, s-a apropiat și ea la un număr de puncte.
Mai sunt încă 6 meciuri, deci orice se poate întâmpla. În celălalt meci din a treia etapă a play-off-ului, FC Bacău a câștigat pe terenul concitadinei CSM Bacău cu scorul de 0-2. În următoarea etapă, Bucovina Rădăuți va juca pe terenul celor de la FC Bacău, sâmbătă de la ora 17. Știrile intermedii au ajuns la final, urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Narcisa Marian, toate cele bune! După o zi cu temperaturi extrem de ridicate și noaptea va fi una călduroasă. Cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor regiunii, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 11 și 14 grade Celsius. Și marți vremea va fi frumoasă și caldă în toată regiunea. Vom avea în continuare temperaturi de vară, potrivit meteorologilor. Cerul va fi mai mult senin, cu unorări doar temporare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele vor avea valori cuprinse între 19 și 29 de grade Celsius. Muncitorii de la ACET au lucrat fără întrerupere mai bine de 24 de ore ca să găsească și să înlocuiască conducta de canalizare avariată, care a provocat surparea asfaltului pe bulevardul 1 Mai, chiar în fața primăriei Suceava. Lucrarea a fost dificilă și a generat tensiuni între conducerea primăriei Suceava și conducerea ACTS-a. În timp ce viceprimarul Lucian Harșovski a acuzat pe muncitori că au intervenit cu întârziere, reprezentanții ACET au transmis că au găsit în canalizare bucăți de bitum de la asfaltarea bulevardului principal. Aproape 130 de elevi au participat la etapa județeană a Olimpiadei de Religie. Au fost elevi de clasele 5-7 din 61 de unități de învățământ din județ, pregătiți temeinic pentru acest nivel al concursului. Cei care vor obține cel mai mare punctaj pentru fiecare nivel de clasă se vor califica la etapa națională a Olimpiadei de Religie, care va avea loc în perioada 8-12 mai 2024. Peste 2000 de socialdemocrați din județul Suceava au participat la evenimentul de lansare a candidaților PSD pentru alegerile locale și europarlamentare. Lansarea s-a desfășurat în prezența premierului Marcel Ciolacu și a secretarului general al PSD, Paul Stănescu. În cadrul evenimentului, senatorul Ioan Stan a fost reales președinte al organizației județene Suceava a PSD cu unanimitate de voturi. Premierul României, Marcel Ciolacu, a vizitat șantierul lucrărilor de consolidare și reabilitare a ansamblului de clădire ale Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i-a conferit primului ministru Ordinul Crucea Bucovinei și a cerut 20 de hectare de teren pentru construirea unui ansamblu arhiepiscopal și bani pentru plata cântăreților bisericești. Iulian Cimpoeșu, președintele USR-Șchei, a fost desemnat candidatul acestei formațiuni politice la fotoliul de primar al celei mai mari comune din județul Suceava, Șcheia. Iulian Cimpoeșu a ocupat funcția de prefect al județului Suceava în anul 2021, în perioada în care USR a făcut parte din coaliția de guvernare. Doru Viorel Ursu, fost ministru de interne, judecător militar și autor al mai multor cărți, a murit la vârsta de 71 de ani. Cariera sa a cunoscut o ascensiune remarcabilă, fiind numit ministru de interne în guvernul Petre Roman, în perioada 1990-1991. A jucat un rol esențial în reformarea sistemului de justiție din România postcomunistă. A contribuit la consolidarea statului de drept și la respectarea drepturilor omului. În martie 2022, Doru Viorel Ursu s-a aflat pentru ultima oară în mijlocul sucevenilor, la un eveniment în cadrul căruia și-a lansat două cărți. Echipa de rugby sub 20 de ani a liceului cu program sportiv Suceava s-a calificat în finala campionatului național. În semifinale, jucătorii pregătiți de Codrin Prorociuc și Mihai Coca au câștigat duminică pe terenul formației CSM Constanța cu scorul de 16-17. CSU Suceava a pierdut meciul disputat sâmbătă pe terenul celor de la CSM Constanța cu scorul de 35-26. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu ocupă locul 6 în Liga Națională de Handbal Masculin.
Bucovina Rădăuți a terminat la egalitate scor 2-2 meciul disputat sâmbătă pe terenul Științei Miroslava. În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Ovidiu Murariu s-a distanțat la 4 puncte în fruntea play-off-ului seriei 1 din Liga a 3-a de fotbal.